Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu îmi place deloc expresia asta la noi ca la nimeni sau numai la noi se putea întâmpla așa, dar zău dacă am auzit de ceva asemănător vreodată. Așadar, un... Stai că avem aici deja niște zâmbete și râsete. Ca la noi la nimeni, nu la noi ca la nimeni. Așa se spune popular. La obor, unde tu ar trebui să știi, așa se zice, ca la noi la nimeni. Așa se zice popular. Da, nu... Dar tu ai zis la noi ca la nimeni. Asta zic. Ai zis la noi ca așa la nimeni. Este, da. Eu aici contest, nu cu nimeni. Nimeni e corect. Da. Vocea poporului. Deci numai la noi în emisiune se putea întâmpla așa ceva. Asta corect. Este de fapt da. Treaba. La Canimenea. Deci, la Canimenea, un afacerist din Iași a fost prins la un moment dat că făcea evaziune fiscală. A fost o anchetă care a durat 6 ani. A fost cercetat, trimis în judecată și condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și pentru un prejudiciu de 17 milioane de lei. Bun. Adică evaziune serios, nu glumă. Dar inculpatul, care mai avea și alte belele legale, a decis să-și recunoască faptele și vina și a ceruse să fie judecat mai devreme, mai repede, da? În procedură, în așa numita procedură simplificată. Sperând, probabil, la o pedeapsă mai mică. Deci omul a zis, sunt vinovat. Hai să nu mai pierdem vremea, vă rog eu frumos. Sunt vinovat, condamnați-mă dacă se poate cu indulgență. Însă, chiar dacă omul s-a recunoscut vinovat și a cerut să fie pedepsit conform legii, judecătorii atât au tergiversat dosarul, încât în cele din urmă faptele inculpatului s-au prescris. Ca atare, el a scăpat și de condamnarea din primă instanță și de tot procesul. I-a rămas doar obligația legală de a plăti o parte din prejudiciu, însă instanța a constatat că evazionistul nu are bunuri pe numele lui, clasic, bunuri care să poată fi executate pentru recuperarea prejudiciului. Și mi se pare un mod fascinant de manifestare a justiției din această țară. Și interesant și răspunsul judecătorilor când inculpatul a cerut finalizarea procesului mai rapid, în 2 luni, după ce își recunoscuse vina. Citez. Instanța aduce la cunoștința inculpatului că prezenta cauză nu poate fi finalizată într-un termen de 2 luni. Având în vedere că, în conformitate cu dispozițiile legale, termenul pentru redactarea și pronunțarea hotărârii este de maximum 120 de zile. 4 luni, cum ar veni. Uh-huh. Și există și o cale de atac, care poate fi exercitată sau nu. Motiv pentru care nu se poate da o soluție definitivă în 2 luni. Și mai interesant este că în momentul în care procurorii au realizat că se apropie prescripția, ceea ce urma să se întâmple luna mai anului trecut, în mai 2023, au cerut ei, instanței, să se grăbească. Asta se întâmpla în noiembrie 2022, deci judecătorii au fost de acord și mai aveau 6 luni la dispoziție și au stabilit ca în decembrie 2022 să pronunțe sentința. Asta, încă o dată, în condițiile în care omul își recunoscuse vina. Însă, luna decembrie, judecătorii au anunțat că n-au avut timp să delibereze. În ianuarie au anunțat că n-au avut timp să delibereze. În februarie și martie 2023 ați ghicit la fel. Le mai trebuia timp să delibereze. Și au dat în sfârșit o decizie de primă instanță în aprilie 2023. Dar mai s-a aplicat prescripția. Și inculpatul, care își recunoscuse vina și ceruse justiției să acționeze, a plecat liber și fericit acasă, pentru că justiția pur și simplu nu s-a putut organiza să ia în considerare cererea pe care o făcuse el, probabil în dosarul cu șina. Deci nu s-a putut organiza să recunoască faptul că ăla s-a recunoscut vinovat. Pam, pam. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.